Bolile cardiovasculare reprezintă un risc major pentru infecția cu SARS-CoV-2. În prezent, între 10 și 12% dintre infecțiile cu coronavirus sunt asociate cu boli cardiovasculare, iar hipertensiunea arterială reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc. Date inițiale ale mai multor studii derulate la nivel internațional au arătat că o persoană hipertensivă care se îmbolnăvește de COVID-19 are un risc de mortalitate de 2 ori mai mare comparativ cu una care nu suferă de hipertensiune arterială. Aproape 2/3 dintre persoanele decedate din cauza COVID-19 în România s-a dovedit că sufereau de boli cardiovasculare. Care este, de fapt, riscul de deces al pacienților cu boli cardiovasculare care se îmbolnăvesc de COVID-19? Mortalitatea globală a pacienților diagnosticați cu infecția cu SARS-CoV-2 pare să fie undeva în jurul valorii de 5%. În schimb, încă de la începutul pandemiei, epidemiei, inițial ulterior pandemiei, medicii au remarcat o mortalitate mult mai mare în cazul pacienților cu boli cardiovasculare. Sigur, și vârsta în sine contează foarte mult în ceea ce privește rata de mortalitate. Unul din 10 pacienți cu vârsta peste 65 de ani având un risc de mortalitate de 10%. Și această mortalitate crește până la 25% la pacienții peste 80 de ani. Impactul bolilor cardiovasculare asupra acestei rate de mortalitate este unul foarte important. De exemplu, prezența bolii cardiace ischemice, bolii de tip insuficiență cardiacă, aritmii preexistente sau inclusiv a fumatului pot crește rata de mortalitate de 2 până la 3-4 ori în unele cazuri. Problema cu prezența acestor comorbidități de tip cardiovascular este faptul că mortalitatea dată de o singură morbiditate în sine este adăugată sau crește pe măsura prezenței a mai multor factori de risc cardiovasculari, astfel încât un astfel de pacient vârstnic, să spunem, cu multiple comorbidități cardiovasculare poate ajunge la o rată de mortalitate foarte mare, de 30-40%, de exemplu. Și atunci, în ce măsură putem vorbi despre hipertensiunea arterială ca singură, fără alte afecțiuni cardiovasculare asociate, ar putea crește riscul de deces prin SARS-CoV-2? Trebuie subliniat că hipertensiunea arterială este cel mai prevalent factor de risc cardiovascular din populația generală. Undeva între 40 și 60% din persoanele peste 40 de ani suferind, știind sau neștiind, de hipertensiune arterială. Date inițiale au arătat că prezența hipertensiunii arteriale la pacientul cu boală COVID-19 asociază un risc de mortalitate de 2 ori mai mare comparativ cu o persoană care nu are diagnostic de hipertensiune. Astfel încât o persoană fără comorbidități în sine are o mortalitate asociată bolii de undeva la 1% sau 2% cel mult. Și cineva cu hipertensiune arterială undeva la 4% mortalitate. Acestea sunt date care reies din, să zic, studii sau investigații inițiale la începutul pandemiei și este în momentul acesta neclar, ținând cont de analiza pe multipli pacienți, pe un număr mare de pacienți din ultima vreme, care este influența vârstei asupra ratei de deces la pacientul cu hipertensiune arterială. După cum știm, pacienții mai vârstnici au mai des hipertensiune arterială și de aici și neclaritatea legată de cât de importantă este prezența hipertensiunii arteriale și atât în evoluția bolii COVID-19. Date interesante, în schimb, ne arată faptul că pacientul care are hipertensiune arterială necontrolată suficient prin medicamente sau care are hipertensiune arterială neglijată complet prin lipsa medicației specifice, are un risc de 2-3 ori mai mare comparativ cu pacientul hipertensiv controlat pe parcursul bolii cu COVID-19. Atunci putem vorbi de câteva categorii de pacienți hipertensivi la care riscul de a face forme severe de COVID este mult mai mare, cum ați spus despre cei anterior amintiți? Putem concluziona că există pacienți
cu hipertensiune arterială preexistentă necontrolată sau care sunt complet neglijați din punct de vedere terapeutic, la care s-a dovedit că evoluția bolii este mai severă și mai mult decât atâta, un risc foarte mare de evoluție severă există la pacienții cu hipertensiune arterială, controlați sau necontrolați, care asociază leziuni de organ țintă, mai mult sau mai puțin simptomatice, de obicei leziunile de organ țintă sunt asimptomatice, sau care au boală cardiovasculară constituită, cum ar fi istoric de infarct miocardic acut, accident vascular cerebral, boală de rinichi cronică sau, eu știu, antecedente de revascularizare miocardică. Și aș vrea să vorbim puțin și de complicațiile pe care le fac pacienții cu hipertensiune și COVID. S-a tot vorbit că sunt foarte multe complicații de temut. Există complicații specifice hipertensivilor care fac COVID? Specifice hipertensivilor nu aș putea spune că există în mod particular. Există riscul de a dezvolta forme mai severe la cei care au, cum am spus, tensiunea arterială necontrolată sau care asociază și alte comorbidități cardiovasculare sau non-cardiovasculare. Pe de o parte, există un risc de afectare pulmonară și un răspuns inflamator sistemic mai accentuat la acești pacienți, implicit o formă mai gravă a bolii. Și gravitatea bolii nu este dată doar de complicațiile pulmonare, de, să zic, tulburările de ventilație asociate tipic acestei boli, cât și de riscul de a dezvolta complicații tromboembolice, fie venoase, cum este tromboembolismul pulmonar sau tromboza venoasă profundă, sau arteriale, așa cum sunt infarctul miocardic acut sau accidentul vascular cerebral, boli care, dacă apar, influențează negativ semnificativ prognosticul și asociază foarte des un risc de evoluție către deces. În ceea ce privește miocardita sau pericardita, despre care la fel se spune că ar putea fi produse de COVID-19, cât de frecvent li se întâmplă pacienților, și aici mă refer în special la cei hipertensivi? Date generale arată că o creștere a nivelului troponinei, troponina fiind principala enzimă de necroză miocardică care se dozează în practica actuală pentru identificarea injuriei miocardice, arată că 10% până la 10% din pacienți neselecționați, deci cu orice tip de prezentare clinică, orice fel de simptomatologie, pot avea injurie miocardică mai mult sau mai puțin simptomatică. Rata injuriei miocardice crește foarte mult, până la o treime din pacienți, la cazurile severe și critice. Mecanismele injuriei miocardice sunt foarte multe. În general, virusul în sine nu dă o afectare directă a celulei miocardice, în schimb, prin răspunsul imun la infecția cu virusul SARS-CoV-2, corpul nostru, sistemul nostru imun poate afecta direct și uneori foarte sever miocardul, cu determinarea disfuncției sistolice de ventricul stâng, cu determinarea apariției miocarditei, sigur, cu determinarea apariției de aritmii amenințătoare de viață, și mai mult decât atâta, așa cum am spus, afectarea miocardică în sine la pacienții cu COVID-19 poate fi determinată și prin complicațiile ischemice, aterotrombotice, secundare complicării unei plăci de aterom sau a unei ischemii funcționale care se termine o disfuncție sistolică sau diastolică mai mult sau mai puțin severă. În legătură cu frecvența formelor severe sau a miocarditei la pacientul hipertensiv, nu pot să spun că există date concrete legate de cât de frecvent fac pacienții cu hipertensiune în general afectare miocardică, dar putem deduce, sigur, în momentul de față deduce că pacientul, ținând cont de datele că pacienții necontrolați sau incomplet tratați dezvoltă forme mai severe și de faptul că miocardita, prezența miocarditei în sine are o evoluție semnificativ mai proastă comparativ cu pacienții care nu fac miocardită în decursul bolii sau afectare miocardică, injurie miocardică în decursul bolii, putem deduce că poate exista un risc ceva mai mare
în cazul pacienților cu hipertensiune necontrolată sau deloc tratați. Ce restricții sau modificări impune COVID în privința conduitei tratamentului în hipertensiune la pacienții cu COVID-19? Știți că s-a vorbit mult despre inhibitorii enzimei, s-au și clarificat lucrurile spunându-se că trebuie continuate aceste tratamente. Totuși, există anumite restricții? Să spunem că această discuție există încă de la începutul epidemiei sau, să zicem, la 2 luni de la debutul ei, de prin luna februarie, când au fost publicate mai multe studii cu puțini pacienți sau studii in vitro sau pe animale, care au arătat unele mecanisme comune de acțiune sau căi de acțiune ale virusului SARS-CoV-2 comune cu acțiunea inhibitorilor de enzimă de conversie a angiotensinei sau cu blocanții de receptori de angiotensină. Medicația fiind cea mai folosită medicație în tratamentul hipertensiunii arteriale oriunde în lume, inclusiv în România. Pe de altă parte, sigur, au fost nevoie de clarificări în ceea ce privește interacțiunea dintre aceste căi patologice de evoluția pacienților care aveau nevoie de tratament antihipertensiv și în urma cărora a fost nevoie de stabilirea unor măsuri terapeutice ce trebuiau urmărite, general valabile, practic, în tratamentul acestor pacienți. Din fericire, aș putea spune, datele din ultimele 3-4 luni au arătat că pacienții hipertensivi tratați cu această medicație în unele studii nu au arătat o alterare a mortalității, în sensul în care nu a influențat în niciun fel în rău mortalitatea. În alte studii s-au asociat cu efecte protective pacienții, de altfel, având o evoluție favorabilă sub aceste medicamente comparativ cu cei la care s-au oprit această medicație sau care nu erau tratați cu inhibitori de enzimă de conversie a angiotensinei sau sartani. Și actual, recomandările Societății Europene de Cardiologie și ale Societăților Americane sunt de continuare a tratamentului cu aceste clase de medicamente la pacientul cu COVID-19 și care are indicație de a continua acest tratament. Sigur, pacienții care dezvoltă hipotensiune pe parcursul evoluției lor vor urma indicațiile standard de reducere a dozelor sau desistarea medicației antihipertensive și momentan încă nu există date certe legate de ce ar trebui să primească pacienții cu COVID-19 dacă în cursul evoluției lor pe parcursul spitalizării dezvoltă hipertensiune cu necesar de tratament, dacă există o siguranță la administrarea inhibitorilor de enzime de conversie sau sartanilor la această clasă de pacienți. Nici nu știu dacă vom avea vreodată acest răspuns. La ce trebuie să fie atenți medicii de familie care au în grijă pacienții cu hipertensiune? Și aici mă refer și la cei care au avut COVID și s-au vindecat, dar și la pacienții cu hipertensiune fără COVID în acest context al pandemiei, când știm cu toții că s-a pus accentul mai mult pe consultații la distanță. În primul rând, medicii de familie cred că ar fi foarte bine să informeze pacienții despre riscurile asociate unei hipertensiuni necontrolate sau incomplet tratate. Atât în ceea ce privește riscurile de boli cardiovasculare generale, dar și în contextul în care pacienții, așa cum am menționat anterior, cu hipertensiune necontrolată pot dezvolta după unii autori forme mai severe de boală COVID-19, asta în cazul unei potențiale infectări în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Mai mult decât atât, ei trebuie să sublinieze importanța aderenței la tratament și ar trebui să explice pacienților să nu-și ignore simptomele. Adică dacă pacienții văd că starea lor nu este una bună, că pacienții nu obțin controlul tensiunii arteriale pe parcursul tratamentului cronic, ar trebui să se adreseze medicului de familie, sigur, fie telefonic, fie prin conferință video dacă e posibil, dacă nu consultă în persoană.